Domnule, când zici Lidl, iată că nu mai zici numai produse de tot felul, obiecte de uz casnic, ce vrei tu să-ți cumperi, ce-ți trece prin cap, ci zici și o clădire formidabilă în mijlocul Bucureștiului, care iată cum se construiește. Sunt aici cu Cristina și cu Grig. Cristina, este așa sau nu este? Măi, este, și ca să-ți spun așa foarte sincer, nu e singura clădirea noastră sustenabilă. Noi mai avem, toate magazinele noastre sunt construite sustenabil, avem și unele absolut deosebite cu acoperiș verde, niște chestii super tari. Aici suntem chiar în șantierul noului nostru sediu. Și ce face proiectul ăsta până la urmă unic este faptul că este o clădire gândită de la început să fie sustenabilă, gândită pe termen lung, incorporează cele mai noi tehnologii. Până la urmă ne-ai tradus sustenabilă asta, ca să fie pe termen lung, cam cât de lung? Cât mai lung, și cumva ce e important la sustenabilitate este ca tu să-ți reduci impactul negativ. Dacă poți să ai și un impact pozitiv asupra mediului, asupra economiei și asupra societății, deja ești ultra bine. Oricum va fi punct de reper, știi că acum vei zice, o iei prin dreapta clădirii Lidl și ajungi la unde vrei tu să ajungi. Nu? Exact. Dar înțeleg că va fi așa o construcție nemaivăzută. Noutate absolut. Nemaivăzută, nemaiîntâlnită. Da, avem multă tehnologie incorporată în clădire, o mulțime, o puzdere de senzori în clădire, totul este controlat prin un BMS, Building Management System. Inclusiv clădirea este dotată cu niște parasolare automate, ceea ce ne face să reducem și consumul de energie necesar pentru încălzirea sau răcirea clădirii. Încălzirea, răcirea clădirii se face prin pompa de căldură, cu care noi luăm căldura din toată energia din pământ. Așadar, pe toată amprenta construcției noastre avem 78 de sonde geotermale la 100 de metri adâncime. Din pământ, practic, noi luăm energia pentru a încălzi sau răci spațiul nostru de muncă. Iarna ne ajută să încălzim, vara, temperatura mai rece a pământului ne ajută să răcim clădirea. Ce era necesară clădirea asta? Măi, noi ne-am hotărât să ne construim propriul nostru sediu. Mai departe de atâta, pentru că noi, în general, avem în filozofia business-ului nostru comportamentul ăsta responsabil, am vrut să construim o clădire care să fie responsabilă cu mediul, cu societatea. Și de aici a venit investiția asta în tot ce înseamnă tehnologia, astfel încât să reducem consumul de energie, amprenta de carbon, ce vrei tu. Ne-am uitat la toate lucrurile astea, astfel încât, uite, n-a zis Grig, dar, de exemplu, materialele pe care le folosim, da, sunt reciclate și reciclabile. Încercăm să nu punem în natură mai mult decât este necesar. 75% din deșeurile rezultate pe șantier au fost reciclate. Este foarte mult, foarte mult. Și reciclate. Sortate din șantier și duse pentru reciclare. Se fac alte materiale de construcții din ele. Da, cum o să fie aici? O să fie birouri unul pe unul? Cum o să arate? Cu mochetă roșie? Nu, acum suntem la montajul pardoselei supraînălțate, peste care vine mocheta. Zona de birou va fi open, vom fi ca o familie aici. Avem un tavan în care avem incorporat sistemul nostru de încălzire-răcire prin grinzele de răcire. Mai mult decât atât, avem o priveliște minunată, pentru că avem o suprafață vitrată, practic, de la pardoseală până în tavan. Iarna cum o să fie? O să fie încălzire în pardoseală? Nu. Inclusiv încălzirea se face prin grinzele de răcire. Aport de aer proaspăt, peste 60% aport de aer proaspăt, care este încălzit și ne încălzește, ne dă un confort la locul nostru de muncă. Dar mie mi-ați făcut poftă cu faptul că o să fie un spațiu verde, o să fie o cantină, o să fie așa mijloace de socializare. Măi, sunt foarte multe. În afară de tot ce înseamnă gen kitchenete, spații de întâlnire informale de pe etaje, o să avem sală de fitness. O să-mi fac mulți prieteni la Lidl, ca să-mi facă și mie un wild card.
O să avem cantina noastră proprie, o să avem o cafenea cu o terasă. Mai mult de atât, cafeneaua va avea un acoperiș verde, ceea ce mi se pare ultra cool. Mai mult de atât, cantina va avea o terasă afară pentru momentele de relaxare, să zicem așa. E chiar o clădire foarte prietenoasă, nu numai cu mediul, prietenoasă și cu oamenii care lucrează în ea. Așa a fost gândită de la început și, sincer, noi abia așteptăm să ne mutăm. Noi suntem în momentul în care cât mai e de lucru bine? Noi suntem acum la momentul de finisaje. Suntem, practic, pe ultima sută de metri în care montăm tot ce înseamnă finisaje și începem testarea tuturor echipamentelor, toată tehnologia din clădire. Asta va mai dura 2 luni, 3 luni? Va mai dura cu siguranță câteva luni bune, dar nu suntem în stadiu de structură, care este finalizat deja. Concluzia este că trebuie să ne facem prieteni la Lidl ca să ne plimbăm prin spațiile verzi, să mai participăm la socializarea de la cantină, să veniți la fitness, să facem sport. Acum, eu mi-amintesc ce scria la voi pe Rolab, ne vedem mâine. Sau parcă așa. Da, este pe mâine, este sloganul nostru pentru o construim pentru mâine. Pentru mâine, pentru poi mâine, pentru răspoi mâine, construim pentru viitor. Abia aștept să vedem clădirea gata și pentru cei care sunt acum urmăritorii noștri după ani și ani, să știți că așa a fost la început. Așa, nefinisat. Acum știm, ați văzut-o, v-ați tot cumpărat. Eu mă duc să-mi iau ceva de la Lidl, ce vreți să vă iau? Îmi iau niște, un training și niște iaurt. Eu vreau un croissant. O cafea. Pe mâine!